Clarificat. Mă bucur să vă anunț că, la propunerea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, astăzi Guvernul a aprobat începerea demersurilor de declarare a Parcului Național Făgăraș. Acest efort se scrie în abordarea pe care am propus-o în acest an la Ministerul Mediului, aceea a economiei verzi, prin care privim mediul și conservarea naturii și prin prisma oportunităților de dezvoltare și ca motor de creștere economică și socială. Din acest punct de vedere, viziunea pentru Parcul Național Făgăraș este de a fi o arie protejată pentru oameni și natură, unde creăm cadrul pentru a pune sub protecție capitalul extraordinar de păduri și biodiversitate care există în acest areal, dar în același timp se pot crea și oportunități economice și de dezvoltare durabilă pentru comunitățile locale.